accident la trecerea de pietoni în fața primăriei șoselei cu orgă. Și că omul suferi de un pieton care probabil traversa rapid și a intrat în stâlpul Codreanu. Poliția a chemat ambulanța, dar nu era necesar, ci că nu a fost nimeni accidentat. Cândva erau două treceri de pietoni aici, dar acum una au suprimat-o. Șoferii se grăbesc și la asta, una singură. Dacă are Ford Bengos, ultimul răcnet al tehnicii. Și ia ca de la șirea îmbuteiaj pe Bulevardul Central.